anzitutto 263.000 de lei, din care onorarii teatre și trupe 165.000 de lei, vă spun că este o sumă mică. Mă grăbesc să vă dau exemplu, un festival, festivalul Bubble din Târgoviște, care nu se va compara niciodată cu ceea ce înseamnă Brăila, ce înseamnă, Brăila pentru spiritualitate. N-am nimic cu ei, dar un festival internațional care aduce multe trupe cu ambulante, cu piciorange și spot plăcă pe nas, care are 600.000 de lei. Deci noi cu 263.000 ne permitem să aducem unul dintre cele mai bune teatre din țară și știți că nu sunt ieftine. Mă refer și la onorarii, dar mă refer special la transport și mai ales cazări. Revin. Onorarii teatre și trupe, 165.000 de lei. Cheltuieli transport, trupe și decoruri, 26.550 de lei. Cazare, 60.450 lei. Și cheltuieli cu tipărituri și promovare, 10.000 de lei. În total, deci, prognozăm 263.000 de lei. Sunt cifre. În spatele cifrelor, sigur, ascund o muncă foarte importantă. Mi face plăcere să-i văd și să-i numesc pe colegii mei și doamna Rodica Antonescu, coordonator PIA, care a fost foarte mult alături de mine și ne-a sfătuit și în ceea ce privește, să zic, programarea spectacolelor și selecția, sigur, a făcut-o eu, dar cu dânsa ne-a sfătuit pe multe chestii de planificare, dar și promovare. Și de asemenea mă bucur și sunt alături de Ciprian Buzoianu, care este teatrolog ca și mine, este un om de o foarte bună calitate intelectuală și ne-a ajutat cu multe, multe relații. El a fost interfața cu toate trupele și mi-e ușor să reiei toate datele, solicitările de la trupe, să le dea mai departe. Și împreună cu colegii mei, principal, bineînțeles, cei cu care am lucrat și care avem răspunderea financiară a întregii proiecte, vorba de Dorina Rus, contabila șefă, și Viorel Urse, șeful serviciului achiziții, producție, dar care coordonează foarte